Într-adevăr, în ziua de sâmbătă 19 mai am avut un spectacol, cum am anunțat, și într-adevăr am promis ca după acest spectacol să anunț în mod public rezultatele acestei întreprinderi umanitare din partea teatrului, față de care au fost alături de noi și spectatorii. Trebuie să spun, să dau raportul, am reușit să strângem, vor vorbi în lei vechi, 18 milioane, și pot împărți și în două categorii. Invitațiile plătite s-au însumat la suma de 12 milioane, iar din donațiile ulterioare s-au strâns 6 milioane. Părerea mea este că este o sumă bună pe care am reușit să o adunăm, pe care am și depus-o în contul actorului Șerban Ionescu și sper că împreună cu alte ajutoare adunate de oameni din țară și în principal de teatre, s-au dat mai multe spectacole în țară pentru el, să-l ajutăm și să ne bucurăm să-l putem vedea pe Șerban Ionescu din nou pe scenă.